A fost aprobat un plan de acțiuni privind situația din sănătate. Asta a anunțat președintele Klaus Iohannis după ședința CSAT. Guvernul va prezenta trimestrial informări cu privire la Sistemul Național de Sănătate. De asemenea, guvernul trebuie să elaboreze până la sfârșitul lunii iulie un pachet de norme aliniate la cerințele standardelor europene. Situația sistemului de sănătate din România a fost pe ordinea de zi în ședința CSAT condusă de președintele Klaus Iohannis. Membrii CSAT au analizat situația din sănătate și au aprobat un plan de acțiune care stabilește măsuri referitoare la norme, proceduri, control și laboratoare. Până la sfârșitul lunii iulie, guvernul va elabora un pachet de norme aliniate la standardele europene, mai exigente și cu sancțiuni mai severe. Potrivit declarației președintelui, guvernul va raporta trimestrial în CSAT situația sistemului de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor. În ceea ce privește laboratoarele, România va dezvolta o rețea de laboratoare acreditate, în care să se poată analiza inclusiv soluțiile dezinfectante.